Cum putem afla dacă cineva minte? Recunoașterea gesturilor non-verbale de inducere în eroare este una dintre cele mai importante manifestări ale spiritului de observație, o deprindere pe care ne-o putem însuși. Care sunt, deci, semnele inducerii în eroare care îl pot demasca pe cei în cauză? Acoperirea gurii. Acoperirea gurii face parte din puținele gesturi ale adulților care sunt tot atât de evidente ca și gesturile copiilor. Mâna acoperă gura, degetul mare apasă obrazul, în timp ce creierul trimite subconștient comenzi mâinii să încerce să oprească cuvintele mincinoase care se pronunță. Uneori doar câteva degete sau pumnul strâns acoperă gura, dar înțelesul gestului rămâne același. Acoperirea gurii nu trebuie confundată cu gesturile de evaluare, despre care vom vorbi mai târziu. Mulți oameni încearcă să mascheze gestul de acoperire a gurii, simulând că tușesc. Dacă cineva utilizează acest gest în timp ce vorbește, faptul arată că respectivul minte. Dacă însă el își acoperă gura în timp ce vorbește cu altcineva, aceasta înseamnă că, după presimțirea sa, el minte. Una dintre cele mai tulburătoare priveliști pentru un orator este de a vedea cum, în timp ce el vorbește, auditoriul recurge la acest gest. În fața unui auditoriu mai restrâns sau în prezența unui singur partener de discuție este recomandabil să se întrerupă reprezentarea sau expunerea și să se adreseze întrebarea: dorește cineva să comenteze cele spuse până acum? Această întrerupere va permite ca obiecțiile celor din sală să iasă la iveală, cerând oratorului prilejul favorabil de a-și preciza afirmațiile și de a răspunde la eventuale întrebări.